Da, salutare, că ești bine ați venit la un nou episod unde suntem pe serverul Atlantis România și vă așteptăm și pe voi. Am făcut un ticket pentru că, din câte am observat, misiunile încă nu au fost modificate. Nu am nicio idee de ce, da, până în fine, asta e. Să vedem dacă o să vină adminul, da, ne vom opri. Mamă, ce mașină faină are băiatul, adică... E perfect, dar de ce se aude chiar așa de tare? Iar mă confrunt cu problema audio-ului. Da, e ok. Hai să mergem să ne mai îmbrăcăm un pic dacă tot suntem pe aici. Uite-te, frate, ce mașină are ăla. Și după cum am zis, am mai umblat pe acolo pe la setări, l-am mai făcut, dar pe nimic, nu știu ce bug posibil aș fi primit de la Regen Pen, încât chiar să nu pot să fac nimic. Hai că cred că am ajuns, așa-i? Da. Perfect. Sper că am ajunge pe 2000 pentru haine, zic și eu, nu? Ce frumos, schimbi. Ia-le pe la începător. Oh, wow, 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 wow. Ce s-a întâmplat aici? De ce nu mă pot schimba? Am înțeles. Bună fază. Hai să mă duc la altul. Pe unde ar mai fi? Oare? Clothing store, da? Salut, mă auzi? Salut, da. De care misiune vorbești? Pe aici din F2. Le-am făcut pe alea, pe care am avut 6 puncte sau 8, nu mai știu. Și de nu mi s-au mai resetat după aia. Da, păi poți să faci acum job-urile. Ah, ok. Am crezut că se resetează zilnic, de aia am întrebat, știi? Nu. Și uite aici la haine, nu știu cum pot să mă schimb. Că am venit, am apăsat pe și zice că să mai aștept 2 secunde, știi? Adică? Am apăsat aici, random, pe unde, la magazin, ca să mă pot schimba și nu mai apare meniu. Ia vino acolo. Te rog, ajută-mă. Ah, ok. Am încercat cam peste tot. Da. Ok aici, da? Mm. Se vede bine? Da, da. Bine, mersi. Nu. Bine, salut, ciao, ciao. Spor. Mersi, salut, papa. Ok. Mă, de ce m-ai dat așa departe? Ca idei. Hai să-mi iau pălărie. Hai că mai am eu pălărie de-aici. Bă, du-te mă, plec de aici. Dar ce departe? Mască, t-shirt, tricou. Nu cred. Dar de ce să... Jachetă. Hai să ne luăm totuși o jachetă mai diferită un pic. Tricou 2. Wow. Păi tu cash. Ok. Da. Am trebuit să îl găsesc, nu? Da. Unde e? Inventar. Tricou. Și bluză. Ia mă că trebuie să le iau pe asta pe fiecare. Am înțeles care treaba. Treaba. Mamă, mi-au ăla de pompieri. Haide, frate. De ce nu meri? Pantalon 2. Am înțeles care treaba acum. Pantalon. What the fuck? Talahun. Aici în Germania este o chestie cu talahun, cum ar fi, știi? Care am apăsat? Bă, dar arată ca ceaiul, nu? Aștia arată totuși mai... Cât de cât... Mă așteptam pe undeva pe un verde. Pe un verde, pe un galben, tot așa, da? Ia... Pe un galben nu există, nu? Dar sunt prea largi. Nu prea-mi plac, sincer. Așa largi. Oh, wow. Stai aici de la 1. Numai 7-7 de pantaloni, atâta tot. Lol. Hai să vedem ce mai au pe aici. Hai să răce. Pe asta, mă. 68, nu? Da, la 68 suntem. Ceva așa mai strâns pe corp mi-ar trebui, știi?
Așa, stilul ăla de trapper prost. Gangster. Apoi, au arătat cineva la un moment dacă oamenii care poartă stilul ăla de haine, un exemplu, au probleme cu coloana. Doamne. Ea că arată mai... arată mai ok. Bun. Stai că-l punem și pe ăsta. Nu poate. De ce poate? Adică la ce se referă la body? Shoes. Hai să vedem ce shoe. Oh, că am înțeles. Hai că da. Ia să vedem. Poate... poate nu. Me. Am înțeles. What the fuck? What the... oh. Pixeli. What the fuck? Bă, mă așteptam să... nu, să pot să fac joburile în continuare, știi? Adică, na, era totuși chiar, chiar ok, știi? În asta am pantaloni pe care trebuie să pun și pantofii. Ok, și cu celelalte ce fac? Unde le las acolo? A, bă, că mi-am schimbat aia care mai ok acum față de cum am arătat înainte. Uite-te la câți bani am avut înainte. Băi, când a venit adminul, m-am speriat. Da, ai văzut efectiv că... asta cum se numește? Că a fost... s-a băgat, l-a băgat direct în mașină, știi? De direct, direct în mașină l-a băgat. Bă, ce vreau să văd? Hai să... am vrut să încerc radio. Da, 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 fie. Păi și meniu mașină, ușă, geamul stâng, geamul drept, ascunde plăcuță, pur bagaj, capotă, interacțiuni, nu, dar nu, numai atât are, pur bagaj, am înțeles, F2. Organizația setări. Bro, nu pot să mă închid ușa asta. Nu, no, n-am vrut treaba asta să fac. What the fuck? Nu pot să mă închid, uite. Doamne, iartă-mă. Ok. Bun, hai să mergem la fiș. Bă, ușa-mi noroc, efectiv. Ce mă, că am dormit acum când fac episodul? Bine că vedeți data. Am dormit pe undeva, cred că la o oră și un pic. Și am supusit foarte, foarte tare ochii și apoi... da, am zis că asta e. Îi dau drumul la un episod, un alta. Oricum, cum se numește jocul acela, Metro Exodus, n-am mai jucat. Tot aștept pe live să-l facem. Pentru că așa pe live facem mai multe decât ar fi într-un episod clar. Că na, un episod poate să dureze de la ăsta și 40 de minute, dar nu vă uitați așa de mult. Și așa mai bine, da, cum am și zis, da, mai bine efectiv mă duc și facem pe live, îl terminăm tot pe live și cam asta e. Oricum avem foarte, foarte multe jocuri de terminat în playlist, acolo cum am și zis și am pus în alta. Deci foarte, foarte multe jocuri avem și... trebuie să le terminăm odată, mă, că prea mult. Aștept să le termin. Facem în felul următor. Termin jocurile pe care le am pe calculator. De filmat. Sau de făcut live-uri cu ele. Și după aia ne băgăm, reinstalăm Windows-ul. Le facem toate înapoi în alta cum au fost după. Clar, o să fac o poză, că nu mai știu setările. Și... atât de tot. Pur și simplu începem din nou o nouă serie. Oricum am zis că Space Marine 2 ăla e foarte, foarte căutat acum pe platformele din toată lumea și vreau să le iau și eu și clar să ne și jucăm. Pentru că, da, vă dați seama că e ceva chiar ok, stai să te joci jocul ăla, star cu așa, nu știu, bă, arată un pic cam creepy, da? Ne, cât să scumă? 2600. Zic, ajunge. Mă duc să-mi cumpăr mumeală. Takoyaki, what the fuck?
Sushi, stați momială. Bun, cam câte sunt după 20, am avut data trecută, pe undeva pe la 50. Cât am plătit? A plătit $100. What the fuck? $100 pentru 50 de bucăți, mă? Bro, easy. Stai mă, că nu mai știu pe aici cum, de acolo din față l-am început. Deci pe primul mâncare, ok, da, deci acum, let's go, trebuie să mergem să facem job-uri, trebuie să mergem să lucrăm, de fapt, să ne facem roleplay-ul. Eu tot am zis, bă, poate, eu știu, să prestează alea, să, na, chestii de genul, dar nu prea. Get job. Că e job prima dată, că l-am avut pe la curierul. Te vei putea angaja la un alt loc de muncă peste 298 de secunde. Băgam neaș. De ce am delay? Bă. Get job. Nu, că nu cred așa ceva. Stai, bă. Ceva nu e ok. Use. Stai, bă, nu mai știu. A, bă, înțeles. Hai că le umplu la ăștia consola. Bă, dar zici că parcă pași pe un pizei balustradă și zici pe aici nu se prind că sigur, fir singur, fir întins. Bă. M-am bătut rău astăzi. Mă jur. Da, mă, e ciutat meniu, adică obiecte vecinătate, what the fuck. Vecinătatea acum ar fi, cred că dacă le aruncă cineva cum mamă, ce-i să văd caracterul ăla. Nu, asta am vrut să văd. Am vrut să fac o mică schemă până ne uităm noi aici. Prime status, ok. Dar de unde să-mi dau seama de preț, aia toată faza. Bă, dar tot prostiile astea le apăs, mă, ferească Dumnezeu. Inventar, capacitate, abilități, realizări, shop, ok, organizație, vehicul premium, aspect ghiozdan, ghiozdan, achiziționat ghiozdan de nivel 1, pentru a deblocca 5 locuri în inventar, pentru capacitate de extra de 20 de kilograme, 40-60, ok. Achiziționează, dar stai, pe care-i treaba dintre asta două? Tundra. Da, așa arată, dar trebuie să fie un showroom, parcă văd Forza, X6-le, Wide-ul, Intermo, dar nu merită așa rapid, știi? Trebuie să mă duc un pic mai încolo, că poate o să-mi reușească treaba cu... Asta am zis pe episodul trecut că o să mă duc să fac... Bă, dar am văzut că... Am văzut destui pești. Bro. Mini job. Pescar. Checkpoint. 6 metri. Peste 133 de secunde. Mă duc până capa și vin înapoi. Mă jur. Și încă toată mea apare la îndreapta. O să facem într-un alt episod, eu am zis asta, vreau să continui și după aia am terminat cu treaba. Am zis că o să merg un episod următor pe Samp, să facem quest-ul ăla de Back to School. Dar problema că e o mică problemă. Nu, am făcut un tichet la admin acolo, am făcut mai multe chestii, dar... Nu știu, m-a explicat ăla că trebuie să mă duc pe toată mapa și mi-apare pe acolo, pe nu știu unde, nu știu, n-am făcut niciun quest și spun undeva la 100 de... Bă, dacă vă cam dați seama, nu? Fără să mai zic și prea multe, adică... vă cam dați efectiv seama despre ce e vorba, totuși e un pic cam mult 100, da, dar oricum e RPG și vezi tu că... Da, mă, dar nu le faci rapid, știi? Aia e toată schema, adică... Le faci într-o perioadă îndelungată totul, adică uite, eu un exemplu, no, cineva care muncește și așa mai departe, nu are timpul cum l-are oricine, da, te duci la muncă, vii de la muncă, te odihnești și asta e,
Vezi tu că dacă nu te odihnești bine și lucrezi de noapte, un exemplu, riști să dai în depresie cel mai multe chestii. Cred că știi și voi despre ce vorbesc, da? 37 de secunde, băgam neaș, mă duc și sară în apă, gata. Și apoi, da, iau tot am zis, bă, asta e, am să merg să încercăm să, știi? Așa îmi place să mă joc pe server, nu e nicio problemă, mă duc, iau track-ul, mă plimb, mai facem un episod, dau foarte mult Fortnite mă joc, ceea ce poate chiar o să facem un mic videoclip, să vedem, așa, ne, să vedeți de fapt cum ne jucă, dar nu merită așa să fac episodul cu Fortnite, adică nu mai zic sezonele alea trecute când făceai, știi, treaba aia, chemai pe abonat, sau vineau, era treaba aia cu cine are cel mai fain skin, știi? Nu mai treaba aia, adică, ne, totuși, știi? Haide, hai la pescuit. Bă, dar și îmi place caracterul cum face animațiile astea, știi? Chiar, da, 23 de puncte. Let's go. Știți bine. Bine, acum am i pus pe game capture din câte. Sper că acum m-am observat. Îmi pare rău. Sper că acum să vă vedea mai bine față de data trecută. Și apoi, na, asta e, o să mergem să facem job-uri, o să mergem să status 6500. Stats 6500. ID 6500. Level 4, o oră. Da, bună fază. O să stau și o să mă bag după așa, o să stau mai mult timp pe server când timpul liber. Ca să putem să adunăm, niște, cum se numește, niște ore. Că nu cred că pot să mă duc, am un exemplu, un grup să stau să mă bag cu, înseamnă cu toată lumea, să primim realist, adică totuși. Deci de aia zic că o să ne băgăm în seamă, dar nu pe viitor, nu acum, știi? Și apoi, na, vedem, tot mă uit unde e pești. Ah, mă, mi-a la acolo 42. Ți-am zis că ochii mi s-o bursețe, tip. Sunt curios care e cel mai bun pește pe care putem să luăm. Știi ce aș vrea să mai încerc? Am înțeles acum, nu știu dacă am înțeles eu bine, că au făcut ăștia de la GTA 5, parcă, un server de roleplay unde pus foarte mult străini. Acolo aș vrea să încerc să văd despre ce e vorba pe la urmă, măcar o zi sau două. Și să facem episoade pe el. De ce nu? Decât am înțeles și acolo se rocă foarte mulți români, e mai mult, mai optimizată decât YVM-ul. Clar, 100% dacă e server de la GTA 5 e și normal să fie mai 100% optimizată. Deci, efectiv, stăteam, mă jucam pe tot așa pe un server de 5M, că am mai râs, am mai intrat așa să mai văd care șmecherea la cu serverele de la 5M. Bro, bubuie consola. Deci suntem în fucking 2024 și lor le bubuie consola în prostie, ca să știți. Aici, pe RGMP, n-ai nicio treabă. Ca să-ți bubuie sau că se degene. Bine, cum am zis, cu network grafic sau niște moduri care te-ar putea împiedica. Dar bro, să te bași pe 5M și să-ți bubuie consola ca și PC-ul, e bună treabă. Am luat blue screen, pentru cine nu cunoaște. Mi s-a chis efect de calculator și mi-a dat eroare. Am stat și m-am gândit. Da, să mai merită să mai joci 5M? Așa, după părerea voastră, sinceră. Nu, nu se mai merită. Adică, după dai un răspunsul, nu se mai merită. Cel mai bine stai și îți investești timpul undeva unde chiar se merită. Și, uite, sunt servere pe aici, sau parcă au fost, nu mai știu. Jucându-te, puteți scoți și bani. Și aș cam încuraja treaba asta să facă. Mai ales că suntem în 2024 și majoritatea jucătorilor de cât timp jucăm au vrut să scoată bani jucându-se.
Da, adică gold-ul din server sau chestii de genul, nu știu care a fost treaba, putea să vândă iteme și așa mai departe. A mers, la un moment dat a fost un server pe RGMP unde puteai să faci treaba asta foarte bine și s-a închis. Cred că știe toată lumea dacă a apucat, dacă a spus undeva pe la începutul regiului de treaba asta. Cu unii, nu știu cât costa un item, mă rog. Da, aș încuraja fondatorii să facă treaba asta, pentru că normal suntem în 2024, vă dați seama că toată lumea ar face și a să avea mai mult succes prin treaba asta. Deci, știi? Puteți să le combinați în așa fel încât să și scoateți voi, ca fondator, dar să și scoate și playerii. Deci, și pe fiecare scoatere și așa mai departe vânzare, să fie o sumă de bani. Adică omul ăla să-și primească itemul pe caracter la cumpărare de că și să fie o taxă. O taxă de poate, nu știu, 50 de cenți, 1 euro, de ce nu? Ce? Spațiu în inventar, clar. De ce să nu se facă treaba asta când s-ar putea să facă? Și așa ați atrage player, așa ați face totul frumos. Și s-ar juca și lumea, pentru că și în momentele de față lumea se mai joacă Samp, încearcă să scoată bani și de acolo, încearcă să scoată bani din mai multe părți, uite cum ne-am jucat noi mieri 4, 6, 12. Cum ne-am jucat și noi mieri 4, am scos din darkul ăla, din pietrele alea bani, reali, deci. Nu m-a fost oricum o combinație ciudată, rău, între ele, pentru că atunci trebuia efectiv să umbli prin mai multe aplicații, chestii de ce nu, mă rog. A bine, poate cu video-ul când m-am jucat eu. Deci, na, nu vă mirați. Ia că vine un player aia să vedem ce zice, dacă se bagă seama cu noi. Că stare curios. Bă, dar așa primiști experiență din câte văd, adică, na. Experiență. Unde experiența? Sex. De 3 ori pe zi. Stai, ce? Ce, mă? Mie mi-a pare că am premium. A, nu. Nu. Ce patată, dă-i acolo, unde ți-a? Ia, și văd că-ți apare aici deasupra din câte văd. Pescăște 50 de pești. Mă, am făcut un achievement. Băi, what? Ia stai. Abilități, achievement. Ia mă, că ziționează licență de boat, licență de airplane. Bine, bă. Hai că, da. Da, investiții altele. Acționează business, casă, ore jucate, cum le-a dat 10 ore, 25. Ia mă, că-ți dă, păi mai dai niște premii, acum le-a dat 500 de euro, what the fuck. Ba mă, vezi că tot avem de asta salarii, primește salariul de 5 ori? Cum adică? Ba mă, că îți mai dă ei în plus. Strânge peste 100k doar din salariu. Ca în greu. Zic și eu. Lucruri de muncă. Pescuiește 50 de pești, pescuiește 100. A, deci se schimbă din câte văd. A, nu. Ia că am dat un pic mai jos. Lucruri de muncă, rezolvă două cazuri, minează 100 de pietre, pescuiește 100 de pești, 200, minează, da, după aia le termin, știi? Ce mă, că e chiar frumos, adică chiar arată bine, bro. Ia mă, vezi că tot am avut niște, bă, asta era imposibil să n-ai un pic niște quest-uri, s-au gândit el la tot felul. Ce fabri, mere treaba? Mere. A, ești primat aici sau? Hă? Adică ești primat aici la pescuit? Da. A, înțeles, că te-am văzut că te-ai întors înapoi după mămeală, așa e? Da. Păi și numai tu ești pe el, adică așa e... Îți place? Pentru început așa n-ai zis. Ne vezi că mai ai curierul dacă vrei să... Nu, că și mult. Da. Problema că te tot plimbi pe acolo. E mai bine aici că stai într-o lume, te duci în spate, ți-a luat la magazin, ai mâncare, ai de toate. Pentru început e chiar bine. Câte momele ți-ai luat?
cred că vor ceva. Poftim? Cred că mi-a luat vreo 5 bucăți. 5? Bagă de tată, că au cumpărat la 50, undeva la 150 de dolari. Da, sunt prețurile foarte mici. M-a prins surprindere mai cam, da, nu mă așteptam. Hai că o să mai cumpăr, revin. Du-te, du-te, nu mai vine cu puține. Mai avem și noi vreo 6. Bă, așa, na, faci bonus. Pentru început, joburile astea două sunt chiar perfecte, dar dacă ești un pic de la care stă mai mai retras cum ar fi și cum s-ar zice, e ok, vi la pescar și atâta tot. Numai na, deocamdată nu prea sunt player, știi? Da, am zis că, bă, vă stai și pe voi, nu e nicio problemă, mai facem un rupe, ne mai întâlnim. Doamne, iartă-mă, poate la un moment dat ne face și o mafie pe aici, de ce nu? Da, trebuie să apăsați pe voi butonul ăla de like. Că văd că un pic cam am dormit, știu că a început școala, dar totuși asta e. Oricum pe care dimineața postați un episod, adică na, știți bine, le locuiește pe live-uri. Am zis de... Da, mă, zilele libere fac dimineața bun live-uri, mă. Pe undeva pe la 4-5, mă trezesc, beau cafea rapid live. Hai, eu nebun, mă. Mamă, mi-a lă. A, gata. Numai. Cu hainele astea nu știu ce ar trebui să fac. Trebuie să merg să duc să le pun o mașină, dar celelalte prostești nu prea se merită. Tu mi-a pus skill-ul 2 la CCO. Bine, mă, înseamnă că de acum o să luăm mai mulți bani. Nu, asta e bine. Bă, hai să vedem acum cât luăm. Și după aia o să închidem și noi episodul. Acum o să vedem, poate în episodul următor merem să... Cum se numește, să mai jucăm Fortnite ceva, vedem. 23 de pe numai 503. Na, asta e. Bun, guys. Uite de ce fain arată, băi, nebun. Bine, mă. Hai, v-am pupat. O zi până să aveți continuare și ne auzim pe data viitoare. Nu uitați de butonul de like, subscribe și toate informațiile le aveți în descriere. V-am pupat. Pa, pa.